Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a anulat toate evenimentele programate în această perioadă în sala Barbu Știrbei. Decizia a fost luată ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de COVID-19 peste 6 la 1000 de locuitori în municipiul Călăraș. Cinematograful 2D-3D funcționează în continuare la o capacitate de 50%, iar spectatorii pot intra în sală doar cu dovada certificatului verde de vaccinare sau a trecerii prin boală. Din cauza publicului redus, de săptămâna viitoare proiecțiile vor fi reduse la una pe zi. La nivelul municipiului Călăraș, rata incidenței privind numărul bolnavilor de COVID a depășit de câteva zile 6 la 1000. Care sunt normele, după ce norme vă reglați în momentul de față programul? Care sunt modificările în programul dumneavoastră? Ultima hotărâre de guvern cu privire la prelungirea stării de alertă, care a fost emisă luna aceasta, prevede faptul că la o rată de incidență de peste 6 la 1000 de locuitori, toate activitățile instituțiilor de cultură, inclusiv cinematograful, pot funcționa în următoarele condiții. Participarea este permisă doar persoanelor vaccinate, pentru care a trecut 10 zile de la schema completă de vaccinare, și persoanelor care au trecut prin boală și sunt între a 15-a și a 180-a zi de la trecerea prin boală. Aceste două condiții se demonstrează obligatoriu prin certificatul verde, iar noi, ca și organizatori, avem obligația de a scana codul QR de pe acest certificat. Angajații noștri au aceste aplicații pe telefoane pentru scanare. Vreau să menționez că angajații noștri care lucrează direct cu publicul sunt toți vaccinați cu schema completă, dar din păcate aceste norme ne-au redus foarte mult activitatea. Toate piesele de teatru care au fost programate pe sala Barbu Știrbei au fost anulate de către organizatorii companiile de teatru, deoarece nu s-au vândut bilete în aceste condiții. Ei nu pot veni pentru 8-10 persoane în sală, deoarece nu-și acoperă costurile. Noi pe cinema încercăm să ținem cinemaul deschis, deși sunt anumite zile în care nu avem clienți și nu putem să proiectăm filmul, dar sperăm că încet, încet persoanele care îndeplinesc aceste condiții pe care le impune legea să vină totuși la cinematograf, pentru că la acest moment este singurul loc unde mai putem ieși în acest moment. Conform prevederilor legale, în momentul de față, sala cinematografului și sala de spectacole poate funcționa la ce capacitate? Conform prevederilor legale, sălile pot funcționa la o capacitate de maxim 50%, bineînțeles cu obligativitatea purtării măștii, dar nu mai mult de 150 de persoane. La cinema nu este cazul să depășim 150 de persoane la 50% capacitate. La sala Barbu Știrbei, da, dar, cum spuneam, la sala Barbu Știrbei, momentan, nu avem solicitări pentru evenimente. Ați spus că această rată ridicată v-a dat un pic peste cap programul și că au fost anulate spectacolele. Totuși, dacă incidența va scădea în perioada următoare, intenționați să organizați evenimente? Mă gândesc totuși că se vor apropia sărbătorile de iarnă. Știu că an de an aveați evenimente organizate în acea perioadă. Sau totul depinde de incidență și vă faceți planul în funcție de ziua următoare? Da, din păcate nu mai putem face planuri pe termen lung, deși evenimente de genul acesta, evenimentele în aer liber, aveam zilele județului, care se făceau la începutul lunii decembrie. Evenimentele de acest gen necesită o pregătire din timp, dar având în vedere situația actuală, nu putem să ne mai facem planuri pe termen lung și vom fi nevoiți să le facem la momentul respectiv. Ne dorim cu toții să scadă incidența, atât pentru a ne realiza și noi activitățile, cât și pentru sănătatea noastră a tuturor. Dați-ne câteva amănunte despre proiecțiile de la cinematograful 2D-3D. Ce putem vedea în această perioadă? În această perioadă putem vedea Noaptea Judecății Eterne săptămâna aceasta, Venom,
care este foarte mult așteptat de publicul nostru adolescent, să spun așa, dar care, din păcate, nu îndeplinește condițiile pentru cinematograf, pentru că majoritatea adolescenților nu sunt vaccinați. Și, bineînțeles, așteptăm cu interes Dune. Dune care va rula din 22 octombrie. Aș dori să menționez faptul că, începând cu luna viitoare, nu vom mai avea două proiecții pe cinematograf, cum aveam până acum, la ora 17 și la ora 20, și vom avea o singură proiecție la ora 18, deoarece, așa cum spuneam, numărul spectatorilor a scăzut foarte mult și nu se mai justifică două proiecții, iar noi am considerat că ora 18 este o oră accesibilă tuturor.